găsit, dragii mei! În ediția de astăzi m-am gândit să contrazic o zicală din popor, cum că gura lumii nu a stupănit și pământul, așa că speculațiile care au fost puse la adresa lui, la adresa invitatului de astăzi, Dan Doboș, sper din suflet să le confirme chiar el și să ne spună dacă a mai fost însurat vreodată, dacă a avut mici divergențe în această lume artistică, așa că întrebările mele sunt pregătite, prietenia este la purtător și totodată sper să am parte de un interviu foarte prietenos. Asta pentru mine și pentru dumneavoastră, ca să cunoașteți omul din spatele artistului Dan Doboș, așa că vă invit să urmăriți ediția de astăzi. Stimați telespectatori, într-o ediție a emisiunii Folclorul sub lupă, m-am gândit să descoperiți artistul, omul, cel care întotdeauna ne-a zâmbit, dar niciodată nu ne-a povestit lucrurile din viața lui. Așa că m-am gândit ca dincolo de micile ecrane să treacă sufletul, gândul și frumoasa prezență pe care o am astăzi în emisiune, Dan Doboș, căruia îi spun bună ziua și bine a venit. Bună ziua, draga mea, bine v-am regăsit pe voi, toată echipa Etno și pe dumneavoastră, dragii telespectatori. Vreau să-ți mulțumesc în primul rând pentru că ai acceptat invitația. Vreau să le spun telespectatorilor că nimic din ceea ce înseamnă emisiunea Folclorul sub lupă nu este o regie, ci este întru totul o mărturisire sinceră, dacă vor și dacă vrei, despre viața personală. Pentru mulți nu este comod acest subiect sau mulți nu vor să-l împărtășească pentru cei de acasă, dar telespectatorii iubesc cu sufletul muzica populară, folclorul autentic și atunci sunt convinsă că își doresc să afle multe din lucrurile frumoase sau mai puțin frumoase din viața artistului, iar emisiunea aceasta nu reprezintă un cancan. Mai mult decât atât, reprezintă, dacă vrei, însușirea, înfățișarea și descrierea corectă a artistului. Iar astăzi treci dincolo de micile ecrane. Dar de ce nu, dragă? Pentru că eu sunt același om, indiferent că am stat un timp la țară, am avut norocul și șansa de a pleca din satul meu, cum îi spun eu, Ghireni, de a pleca în lume cu cei 7 ani de acasă și cu un caracter frumos, eu mă bucur că am ajuns până aici. Și eu mă bucur și dăm voie să spun, Dan, că mi-ai permis să renunțăm la pronumele cu de politețe. Chiar tu m-ai rugat acest lucru. Da. Sunt convinsă că ești un norocos și nu numai, pentru că te tragi, dacă vrei, dintr-o familie numeroasă. Ați fost 9 copii. 9 copii și din 9 am rămas 7, că 2 au plecat la cele sfinte, o soră și un frate. Ești mijlociu, ești cel mai mare, ești mezinul. Măi, eu de fiecare dată spun, eu sunt geamănul. Pentru că mai am o soră geamănă. Și spuneai tu că m-am născut într-o zodie norocoasă. Da, sunt norocos. M-am născut în zodia geminilor. M-am născut de pogorârea Sfântului Duh. Și, cum am mai spus-o și în alte emisiuni, la naștere am avut 900 de grame. Deci cei de acasă să ia în mână o bucată de carne de 900 de grame, să o pună pe cântar, să o cântărească și să vadă cât am fost eu atunci când eram mic, cum arătam din punct de vedere al cantității. Deci din copilul de 900 de grame, care probabil era și predispus la pierderea vieții, dacă vrei, astăzi ești artistul Dan Doboș. Da, să știi, mi-a spus mama că 6 luni de zile am stat cu sondă pusă la incubator și mă hrăneau prin sondă. Și doctorii nu-mi dădeau șansă de a trăi, de a supraviețui. Da. Și iată că astăzi stăm de vorbă cu Dan Doboș, cu omul și cu artistul. Da, și eu zic cu omul, Dan Doboș. Pentru artistul, că, ba da, te împlinește statutul acesta și dincolo de faptul că ești artist, tu ești ca profesie și manager al... Deci ca profesie, acum deci în funcția de manager al Orchestrei Populare Rapsozii Botoșanilor, uite, mai am câteva zile și mi se termină mandatul de 4 ani de zile și o să văd dacă voi lua interimat, dacă o să mi se dea interimat sau dacă voi depune un nou proiect de management, pentru că am luat 9,67 la când am fost evaluat la evaluarea finală și am dreptul să depun un nou proiect de management, dar ca profesie sunt profesor de muzică. Pentru că am terminat facultatea de muzică, secția pedagogie muzicală. Și cât ai profesat, Dan, în draga mea, învățământ? Deci în învățământ eu am profesat din 1994, 1 septembrie, până în 1997, 17 ianuarie. Pentru că după acea dată am plecat în armată. Eu sunt cel care a făcut, o persoană care a făcut armata. Și printre ultimii care a făcut armata. Deci
Nu degeaba. Și am făcut armată pe bune, pentru că am făcut stagiu de 3 luni de zile la unitatea militară din Bacău, 1184, după care am revenit la Suceava, la centru militar și incorporat. Cât de frumos, da. Și consider că armata te-a îndrumat sau te-a influențat pozitiv în viața pe care astăzi o ai din punct de vedere al organizării, da, al faptului că ești un om foarte calculat? Să știi că armata, pentru cei care nu știu și nu au făcut armată, armata te disciplina. Și dacă nu erai disciplinat și erai așa, plecai în armată un papălapte. Când ieșeai din armată, ieșeai disciplinat, pentru că în armată te loveai cu diferite situații. Adică trebuie să faci curățenie, trebuie să faci planton, trebuie să dimineața să fii afară, să fii la garda de onoare și să dai raportul. Adică era totul pus la punct din punct de vedere al organizării și al ordinii. Păcat că astăzi nu se mai face armată, pentru că flăcăii dinainte care veneau cu armata făcută nu mai așteptau, vai, să-mi dea mama nu știu ce și să-mi dea tata nu știu ce. Își lua viața în mână și pleca în lume. Ai zis un adevăr, ai grăit un adevăr. Da. Dan, știu că personal ești 99% împlinit și nu spun 100% pentru că o să ajungem la momentul potrivit să vorbim despre asta. Soția ta a apărut în viața ta când aveai mai mare nevoie, a venit în momentul în care ai simțit poate că îți pică cerul și ai simțit că nu mai ești copil. Și spun asta pentru că de aici vreau ca subiectul să fie dezvoltat de tine. Da, să știi, Lavinia, mulți cred că un artist nu mai zâmbește, râde și viața este așa de frumoasă încât cine este artist, nu mă refer la cântăreți, deci mă refer la artiști. Artiștii au și ei probleme, au și ei greutăți, trec și ei prin momente foarte dificile în viață. Primul meu moment dificil în viață a fost când a plecat din această lume sora mea. Sora mea care pe mine m-a ajutat foarte mult, chema Mariana. Eu am stat la ea când am făcut liceul de muzică. Mare parte din timpul de la liceu îl petreceam sâmbăta și duminica, îl petreceam la ea acasă. Și a fost pentru mine, nu a fost o soră, a fost ca o mamă. Și mi-aduc aminte în 1998, în luna ianuarie, 26 ianuarie, stăteam la o masă cu cineva care a venit să fac un contract pentru un eveniment. Și am primit un telefon din Italia și îmi spune, Mariana a plecat. Nu-mi venea să cred. Nu să-ți spun. Da, atunci pentru prima dată a căzut cerul pe mine. Dar și care a fost motivul pentru că... Măi, pentru că... ce să-ți spun? S-a culcat seara și a făcut unghiile, s-a pregătit pentru că a doua zi era sărbătoare. S-a pregătit pentru... venea Vasile Grigore și Ion, marea sărbătoare, 30 ianuarie. Și ea, la sfârșit de săptămână, îți dai seama că femeile își făcea unghiile, își puneau părul bigudiuri, plecat la baie și a făcut duș, s-a pus în pat și dimineața nu s-a mai trezit. Și vreau să-ți spun că... mi-a fost foarte greu, foarte greu, pentru că atunci, în acele vremuri, ne trebuia nouă 10.000 de euro să o aducem în țară. 10.000 de euro era bani. Ce să-ți spun? N-am fost om. Sâmbătă seara aveam nuntă și am plecat la nuntă, am cântat, țin minte, mireasa era din București, am plecat, am făcut un program, am coborât din taxi, am cântat, nimeni n-a știut că sora mea este pe masă, cum se spune, românești, că, și am cântat, după ce am cântat am început să plâng, mi-au dat lacrimile și vreau să vin din nou la un alt program. Și am zis, nu pot, pentru că sora mea este plecată partea cealaltă. Și de acolo am plecat cu lacrimile pe față, am cântat cu mătrie la o altă locație
Și după aceea am plecat. Numai Dumnezeu știe ce a fost în sufletul meu și ce a fost atunci în apartamentul, în garsoniera în care locuiam. Spuneai puțin mai devreme despre cum și cât își ascund artiștii durerile dincolo de zâmbetul pe care îl afișează. Iată că tu ai fost exemplu viu, pentru că aveai, cum ai spus, contract, aveai obligație și în spatele tău, în sufletul tău, în inima ta, amarul te cuprindea, deși ai putut duce la bun sfârșit. Deci atunci a fost lovitura vieții mele. Până atunci n-am știut ce este greu, n-am știut ce este supărarea. Atunci am știut ce este supărarea și vreau să-ți spun că frații mei și surorile din Italia s-au ocupat de aducerea ei în țară, în pământ românesc, și eu m-am ocupat de mormântare. Eu am fost cel care am făcut toate cele de trebuință pentru a fi înmormântată. Și de Grigore, Vasile și Ion, pe 30 ianuarie, am înmormântat-o. Și vreau să-ți spun, au fost zile geroase, cu nori, și când am adus-o pe ea, miercuri dimineața am adus-o în țară, acasă, în Ghireni, a ieșit soarele. Și cât a ținut înmormântarea, a fost soare afară și a fost vreme bună ca să pot să o înmormântez pe ea. Și vreau să spun că i-am făcut și la cimitire, am făcut acea troiță și am visat-o o singură dată. În fața cimitirului, râzând la mine și îmi spune: vrei tu să faci asta pentru mine? Și a dispărut. O singură dată te-ai întâlnit în vis, cum s-ar spune. O singură dată m-am întâlnit în vis cu ea. Am iubit-o foarte mult. Și era foarte frumoasă. Avea un, ce să spun, avea un suflet extraordinar. A fost blândă, nu spunea la nimeni nimic. Vezi, probabil Dumnezeu așa a vrut. Și avea 41 de ani. Și când mă gândesc eu acum la 44, nu-i păcat ca un om să plece partea cealaltă, adică să plece partea cealaltă cu sufletul și cu trupul în pământ, să putrezească la 41 de ani. Eu nu cred că este drept. Și de acolo a venit celelalte. Mama ta trăia atunci. Mama a suferit foarte mult. Pentru că de asta întrebă. Vreau se spune că cea mai mare pierdere, da, este pentru un părinte să-și îngroape copilul. Și tocmai, da, de asta să știi că mama a plecat partea cealaltă de dorul ei. Asta am vrut să te am ajuns întreb. Acasă și nu știam cum să-i spun mamei. Am o verișoară care este doctoriță și mi-a dat niște medicamente ca să o liniștesc. Și ajung acasă și îi dau mamei o pastilă și spune: asta pentru... Ia asta. Dar ce? Mama care nu lua niciodată pastile. Și spune: dar pentru ce îmi dai asta? Ia, mamă, pastila și după aceea vorbim. Nu știa. Și a luat pastila și când i-am spus, a început să plângă. Dar mama a fost cu o tărie de caracter mai puternică. Dar tata, când i-am spus în ogradă, tata a iubit-o foarte mult și am ieșit din casă în ogradă, mama mi-a spus: acum du-și spune-și-l taică-tu. Așa. Și când i-am spus tatălui meu, tata avea un strujan în mână și îmbla cu el roată, ca și cum ar umbla cineva legat în lanț. Îți dai seama de durere. Deci nu vreau să treacă nimeni prin ce au trecut părinții mei. Eu eram tânăr, dar ei, durerea era la ei, pentru că eu m-am fost obișnuit. Deja când am spus peste mine, știi, m-am îmbărbătat și am zis: hai că trebuie să avem norocirea, trebuie să o rezolvăm într-un fel. Mai ales că știam partea cealaltă că trebuie să facă rost de bani ca să o aducă. Da. Mă gândesc câtă durere a fost și pentru tine și că ai avut o maturizare bruscă, dacă stau să mă gândesc, pentru viață. Da, eu m-am maturizat, de la 14 ani, de când am plecat în lume. Să știi, când am plecat la liceul de muzică în Botoșani, am plecat la internat. Și n-am nimerit și eu la internat să fiu la etajul 1, că acolo la etajul 1 la internat erau cei mai mari. În anul 3, anul 4 de liceu, eram și eu boboc în internat la liceul Laurean în Botoșani. Și am nimerit la parter. Stai seama, eu fiind alături de mama, de tata,
plecând în lume așa dintr-o dată, ruptura bruscă și am nimerit și cu gratii la geam. Îți dai seama ce a fost în sufletul meu când am dormit prima, când am dormit prima seară în internat și dimineața pe la ora 5:30 a început să sune sirena aceea de la internat și să strige administratorul de acolo cartelă la masă. M-am ridicat și eu și am început să fac ce fac și ceilalți. Puterea exemplului care era de la cei mai mari și pentru tine. Da, da. Spuneai puțin mai devreme, Dan, că mama ta, nu consider, probabil ăsta a fost faptul că și dumneai a plecat la ceruri după moartea surorii tale și a fiicei ei. După, eu știu, după 2 ani și ceva. Deci poate că n-a trecut acel obstacol care... Nu a trecut pentru că... Se instalase în familie. Când plecam acasă, o găseam plângând. Se ascundea, dar nu putea să mă, cum să-ți spun, să mă păcălească pe mine. Și uite, 9 copii au avut dânsii și pentru toți, iată, iubirea a fost în egală măsură, pentru că se spune când mai apare un copil într-o familie se egalizează balanța, dar uite că iubirea e distribuită toți, la fel. Ne-a iubit pe toți enorm, ne-a iubit egal, indiferent că eu eram plecat în lume, că eu mi-am făcut un rost sau ceilalți frați și surori și-au făcut rostul lor, când veneau acasă nu făcea diferență între unul și altul. Dar ce povață se amintești de la dânsa? Știi, când veneam acasă dimineața de la evenimente, bine, acum nu mai cânt eu cum cântam înainte. Înainte cântam... Întreaga seară. Întreaga seară și vineri și sâmbătă și duminică și luni ajungeam să nu mai pot vorbi. Și mă suna. Și mi-e spunea, ce faci, cum ești, ești bine? Și eu îi spun, mamă, nu pot să vorbesc, am cântat. Și îmi spunea, măi băiete, măi, mai lasă banul, lasă-l încolo de bani, că sănătatea este mai importantă decât banul. Nu mai te duci, nu mai cânta, nu mai... Bine că îi plăcea când mă asta vedea la că televizor. Vreau să spun, când apăream la Tezaur Folcloric, la regretata Măreora Mărorescu, Dumnezeu să o odihnească, pleca dimineața, duminica dimineață, pleca la piață să întâlnească cunoștințele ei. Ce își cumpăra ea de la piață? Își cumpăra un batic, își cumpăra niște șosete, dar să vadă ce spune prietenele ei despre băiatul ei, dacă l-au văzut sau nu l-au văzut la televizor. Cât de frumos! Da, a fost foarte mândră cu mine. Ați împlinit-o ca mamă, da. Ați împlinit-o ca om pe acest pământ și cu siguranță a plecat fericită. În păcată că v-a văzut. Vreau să spun, nu eram căsătorit la Vinea și plecam acasă. Când plecam la hram, sau la hram nu puteam să ajung, dar la Paște ajungeam cu siguranță. Știi, plecam cu ea la biserică. Eu plecam cu ea la biserică la Sfințit. Ca să o văd, să o simt aproape. Și ea să mă simt aproape pe mine, cum avea 2 zile. După aceea plecam din nou în lume. Regreți că n-ai petrecut mai mult timp în preajma părinților din momentul în care a trebuit să-ți faci regret, propria viață? Regret că n-am plecat mai mult la țară, acolo, acasă, și regret că nu i-am spus mamei cât de mult o iubesc. Asta este singurul regret al meu. Că mi-am spus, deși ea știa, plecam tot timpul, plecam cu flori, de ziua ei cu tort, dar nu i-am spus cât de mult o iubesc. Pentru că am ascuns să-i spun asta, că știam că plânge. Deci eu mamei nu i-am cântat. Deci nu-i cântam mamei pentru că începea să plângă. Dar ai întrebat-o vreodată dacă și-ar fi dorit să faci asta sau să-ți exteriorizezi? Ea m-a rugat să-i cânt. Și ne-am mamă, lasă că o să-ți cânt altă dată. Poate asta i-a fost singura neîmplinire. Da. Ei, și ce și-a dorit foarte mult de la mine? Să mă vadă căsătorit. Și... Să mă vadă căsătorit și să aibă un nepot de la mine. Asta... De acum sunt lucruri care nu le mai pot întoarce. Știi, ce-i trecut, a trecut, nu mai pot să întorc. Probabil se uită de sus și mă vede așa cum sunt. Un om cu suflet atât de blând și de bun. Eu stau aici, știu că sunt în fața micilor ecrane, că purtăm o discuție prietenească, nu un interviu. Și mă uit cu câtă sensibilitate vorbești. La vine să vezi un om care a crescut 9 copii. Nu este ușor. Nu este ușor să crești 9 copii, să nu-i frigi, să-i crești pe toți normali.
De asta spuneam că dânsa s-a mântuit prin voi și prin venirea voastră deci, pe lume. Deci 9 ori 2, 18 ani a suferit numai crescându-ne pe noi. Plus nepoții, că și din nepoții era foarte, foarte, foarte atașat. Vreau să spun că când am venit acasă și mama a plecat la cele sfinte, aveam doi nepoți la țară, noi nu știam cum să-i iau și să-i opresc să nu mai plângă. Deci pentru ei, ea era mama lor. Pentru că surorile mele erau plecate în străinătate, erau în Italia. Și erau crescuți de mamă. Și nu-i spunea bunica, îi spunea mamaia. Mamaia. Da. Soția ta a apărut în... După momentele astea în care mama ta a trecut în neființă și, nu știu, ai pus accent mai mult pe carieră sau te-ai gândit să te însori mai târziu ca să, nu știu, să vezi și partea aceasta a împlinirii personale de a-ți cumpăra o casă sau și apoi să iei cursul așa cum trebuie? La ce vârstă te-ai însurat? Noi am fost foarte conștient de ceea ce fac în viață. Și în toate relațiile care le-am avut, dacă vedeam că nu merge, nu mai mergeam mai departe, adică opream relația pentru că nu merge. Dar s-a zvonit mult timp că, în afară de căsnicia pe care o ai în prezent, ai mai fi fost însurat. Da, să știi că și nevasta mea la fel mi-a spus, tai mei, ai fost căsătorit? Prima întrebare. Și am spus, nu, dragă, n-am fost nici căsătorit, nu m-am divorțat, nu. Dar de unde zvonul acesta? Ai avut o relație foarte serioasă la care am avut mai multe relații. Am avut mai multe relații și ultima relație care am avut-o, adică nu ultima, penultima relație, persoana cu care eram a pus de o nuntă fără să știu eu. Adică s-ar vâni locația, doar tu să fii da, prezent. Da, eu să fiu prezent la nuntă. Păi și tu ceruți să-i de nevastă? Nu, aici era problema. Adică a fost o nuntă surpriză care ți s-a organizat. Da, dar eu n-am fost la nuntă, aici e problema. Că când am auzit că peste tot spunea că nu mai este nunta cu Dan Doboș, că s-a stricat nunta, eu nu știam despre ce nuntă este vorba, pentru că eu știu, înainte de a face o nuntă, trebuie să ceri pe cineva în căsătorie, păi, trebuie să pui inelul de logodnă pe mână, pe deget, adică și... Deci nunta s-a programat, dar Mirele nu era în Mirele nu știa nunta. Nu pot să cred. Și s-au făcut și invitații și oamenii nu s-a ajuns atât de departe. Și cum a venit și ți-a spus? Dan, urmează să fii mire sau? Păi nu mi-a spus, pentru că după ce m-am despărțit eu de persoana respectivă, toată lumea spunea, dar nu se mai face nuntă. Eu mă întrebam, care nuntă? Că nu era nicio nuntă. Nu, deci eu nu pot să cred. E premieră și pentru mine să aflu asta, să știu că se înfăptuiește o nuntă sau urma să se întâmple asta. Probabil și de aici au fost zvonurile astea, că am fost căsătorit și am divorțat. Tocmai de asta am vrut să lămurim în cadrul emisiunii aceste lucruri, ca să știe și cei de acasă că Dan Doboș s-a însurat o singură dată și este în continuare căsătorit cu actuala sa soție. Da, să știți, dragi telespectatori, eram burlac convins. Deci eu am fost un burlac convins. Cu anumite relații pasagere în viața mea. Unele mai scurte, altele mai lungi. Și acum spune-ne despre soția ta, care este o finețe de femeie, o frumusețe. Eu am avut deosebită ocazie să o cunosc, da, și poate ne urmărește acum și vreau să o salut, să-i transmit gândurile mele frumoase și că sunteți un cuplu frumos și reușit. Când a apărut? Draga mea, eu vreau să spun, uite, dimineața am venit cu mașina. Trebuia să vin cu avionul, dar am ales să vin cu mașina și eu fac naveta Iași-Botoșani, Botoșani-Iași. Și după aceea, pe la evenimente, când mă duc, dacă mă apucă dimineața pe drum în mașină, ea înainte de a merge la serviciu, noi vorbim. Mă sună ea, dar eu o las ca să mă sună ea, pentru că nu știu când se trezește, câteodată se trezește la ora 7 dimineața, altă dată la 7:30. Să nu o deranjezi? Da, și eu nu o deranjez, că am bun simț, am spus, merg prin lume cu 7 ani de acasă. Și în fiecare dimineață când mă sună, când apăs pe speaker la mașină, încep. Când eram mai mic, nu știam nimic și trăiam pe lume tare fericit. Doruri mari și chinuri grele la inimă nu aveam. Nici pe tine, Liliana, nu te cunoșteam. Asta face zilnic. Eu îi cânt, da. Cât de frumos. Dimineața. Cât de frumos.
Și pe nevasta mea am întâlnit-o la o nuntă. Eram la o nuntă. Unde e Dan Doboș? Aveam un program. Eu cântam, nu, aveam nunta întreagă. Toată noaptea, întreagă. Acum merg pe program. Și soția ta era invitată. Și soția mea era invitată. Și ea a pus ochii pe mine. Eu nu pusei ochii pe ea. Că eu mă uitam la alta. Am pus ochii pe alta. Așa. Și să vezi, să vezi, a fost foarte, foarte frumos și foarte interesant. Pentru că ea m-a văzut când aveam eu 26 de ani. Wow, atât de tânăr și probabil da, că aveai relație pe atunci. Și avea 18 ani. Da, aveam relație atunci. Și acum se aștepta la nuntă să vină un Dan Doboș gras, bătrân. Și era foarte curioasă să-l vadă pe Dan Doboș. Și când am apărut eu, am apărut așa, ca polițistul acela cu, cum îi spune, cu Elodia. Cioacă de botoșani. Cu ochelari, fițos, îți dai seama. Artistul să din mine. Să mi se simtă prezența. Da, să mi se simtă prezența. Mai ales că aștepta toată lumea să gătească domnișoara Mireasă. Domnișoara Mireasă nu putea să se gătească pentru că trebuia să vină Dan Doboș să-i cânte Ia-ți Mireasă ziua bună. Și uite bună, așa ai fost așteptat, făt frumos. De la tată, de la mumă. Și uite așa am fost eu așteptat. Și când am venit, ei s-a pus... Tronc. Pata pe mine. Vai de mine, mi s-a pus da, pata mie, pe tine. Da, mie nu mi s-a pus pata pe ea. Și toată noaptea eu umblam după altcineva. Și dimineața să fac o fotografie cu ea. Am făcut o fotografie cu ea. Și vine un tânăr la nuntă și îmi spune: știți, vă rog, eu vreau să cer cineva în căsătorie. Eu spun da. Spune, ca să organizez aici acum. Păi vreau când aruncă domnișoara Mireasă buchetul. Și eu am o vorbă. Toate domnișoarele la 9 până la 99 de ani să vină pe scenă. Să vină să se pună în spatele Miresei pentru a prinde buchetul domnișoarei Mirese. Și au venit toate domnișoarele de onoare, printre care și Lili. Și eu încep. Trebuia să ajung buchetul la o fată, care ce băiatul să-i pună domnișoare. La una dintre domnișoare. Așa, dar fetele nu știau. Și eu încep. Câți ani ai? 20 ceva. Da, bine, nu, la o parte, nu întreb pe Lili, câți ani ai? 31. Ești prea bătrână pentru buchetul meu. Și o dau deoparte. Îți dai seama ce? Eu. Ai mai și umilit-o, Dan. Eu. Și tocmai tu, care urma să-i devii soț. Și acum mi-este rușine, să știi. Pe bune. Aoleu, am plecat de la plăt și am dat. Și acum mi-este rușine de ceea ce am făcut. Așa, dar eu... Dar uite, te spovedești la folclorul sub lumbacul. Eu îmi urmăream scopul. Să ajung acel buchet de al Miresei la domnișoara care trebuia să fie cerută în căsătorie. Pe care tu o vânai pe românește. Da. Și s-a terminat nunta. Eu întreaba mea, ea întreaba ei, a plecat la Iași. Ea s-a retras până la urmă când ai zis că e bătrână. Dar ea are un bun simț. Eu eram mai bătrân ca ea. Păi vezi ce se aseamănă, se adună. Da, are un bun simț extraordinar. Și știi, omul când are școală... Simte ce e de simțit. Simte ce e de simțit. Așa. Și ajung acasă și a doua zi văd un mesaj pe Messenger. Eu sunt, ea, probabil, ajungând acasă, a început să caute, să vadă cine este Dan Doboș și ce... Și de ce e atât el da, de grandoman și a refuzat-o pe ea? Da, de ce, mai ales, îți dai seama, ca să refuzi o femeie, femeia devine curioasă. Așa. Și a doua zi mă trezesc cu un mesaj și îmi spune: eu sunt domnișoara care... Era bătrână la buchet. Sunt bătrână și n-am prins buchetul Miresei. Și am spus: nu este nicio problemă. Data viitoare, tu prinzi buchetul Miresei și eu prind floarea Mirelui. Și așa a fost. Ne-am întâlnit. Dar de ce, ce te-a determinat, de fapt, să-i dai răspunsul ăsta? Tu prinzi buchetul și eu prind floarea. Nu știu. Așa a venit. Că ai spus că n-ai fost atras de ea. Erai, practic, cu ochii și cu mintea. Atunci, în seara respectivă, n-am fost atras de ea. După aceea, când am văzut-o pe Facebook și am văzut privirea blândă, știi de ce m-am îndrăgostit eu la Lili? De zâmbetul ei. Și de cât este ea de dezinvoltă și de cât este ea de simplă. Și așa e. Eu țin minte că am ieșit din platoul emisiunii când era invitat la colegii noștri matinali și populari
și era acolo în culise. Nu știam, nu mă știa și mi-a zis bună la vine și cu zâmbetul pe buze. Da, e, acolo da, mi-am dat seama că e un om de calitate. De zâmbetul omul care e ursus eu. Când te salută și încruntat și mereu supărat, nu transmite. Pe când ea... Omul răutăcios se vede pe fața da, lui că este răutăcios. Da, are trăsăturile așa da. Cum este sufletul. E mare adevărat asta și am învățat, slavă Domnului, de la străbunica mea. Păi bun, și-a spurtat discuția aceea pe Messenger? Da, și după care am zis când ajung în Iași o să servim o cafeluță. Te invit la o cafea. Și te-ai ținut de cuvânt. Și m-am ținut de cuvânt. Am ajuns în Iași să prezint festivalul Angela Moldovan și m-am ținut de cuvânt. Bineînțeles că eu, până am ajuns ca să servesc cafeluța, mai aveam câteva întâlniri. Și am zis, ultima întâlnire va fi cu tine. Adică cu Lili. Măi, dacă te-ai lăsat spus, da, va fi cea mai, da, va fi cea mai frumoasă. Și așa a fost. Și așa a fost. Adică, exact ce am spus puțin mai devreme, te-ai spovedit prin gesturile frumoase da, pe care da, ulterior da, le-ai da. Făcut. Aveți o poveste foarte frumoasă și tu ai o poveste, cum să zic eu, specială și uite... Acum chiar tind să cred și să dau dreptate, la fel cum am dat tuturor invitaților din cadrul emisiunii, că destinul e destin. Să poți să te nu... opui tu, să te pui de-a curmezișul. N-am crezut că mă voi... La cât de pretențios tocmai despre asta sunt e vorba. Eu și la cât de pretențios eram eu la domnișoare. Pentru că... Și ți-ai găsit nașul, Dan. Mai fiecare naș are nașul lui. Dar eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat-o pe Lili și mi-a scos-o în calea mea, un asemenea om de calitate, o asemenea persoană și știu rar că n-a întâlnești. Venit în viața rar ta întâmplător, era la puțin timp după pierderea mamei. Da, era, da, în 2016, după câțiva ani de zile, și eu să știi, adică eu sufeream, de când am pierdut pe mama, eu sufeream, aveam în suflet un gol lăsat de mama. Și vreau să-ți spun că Lili a venit când, înainte de a pleca tata. Și când a plecat tata, a venit la mormântare, ea are o problemă. Nu se duce la privechi pentru că nu suportă să vadă răposații și nu se uită. Deci mi-a spus mie foarte clar, mă duc la tatăl tău. Nu eram nici logodiți, nici căsătoriți. Dar apucase tatăl să da, o cunoască pe... Nu apucase să o cunoască tata. Deci o singură dată. Trebuia să o vadă tata și n-am mai ajuns la țară să o vadă tata. Și după aceea tata a plecat. Și mi-a spus, eu mă duc, dar nu mă uit. Și știi când mi-am dat seama de calitatea ei ca om? Când tata... Am ajuns cu mormântarea la groapă. Și în momentul respectiv am început să plâng. Ea era deoparte și în momentul acela când m-a văzut că plâng, a venit lângă mine și m-a luat în brațe. A uitat că practic are un zid pe care îl pune și să nu se întâmple asta să sufere. Deci a venit și m-a luat în brațe și am plâns amândoi. Ei, altcineva nu cred că facea și nu cred că a fost o chestie de asta să zici că vai, fac asta pentru că trebuie să dau bine la oameni. Nu. A făcut asta pentru că așa a simțit ea. Ți-a dat Dumnezeu, ți-a luat suflete dragi, dar ți-a dăruit Dumnezeu altul care a putut compensa da, și pe lângă ați întregi bucuria. Mi-a dat o familie frumoasă. O familie foarte frumoasă. Am o soacră care îmi locuiește mama. Cât și am un socru care îmi locuiește tata. Ce frumos, Dan. Sincer. Vezi, fiecare lucru pe pământul ăsta vine cu un scop. Vine să învățăm o lecție și totodată o lacrimă să aducă un zâmbet, parcă este lege pe lumea aceasta să se întâmple asta și niciodată nu trebuie să ne pierdem speranța. Eu vreau să spun, când ajung la Iași și sunt liber, dimineața soacra mea face cafea și mă cheamă, mă invită la cafea. Cât de respectat și de iubit ești, iată. Da. Dar și tu sunt convinsă că îi răsplătești la fel de frumos, cu iubire și cu afecțiune. Da, eu țin foarte mult la ei, îți dai seama. Dar care, ce vă mai lipsește vouă ca și cuplu, ție și soției tale, Lili? Cred că un copil. Un copil ne-ar împlini. În totalitate. Mi-ai spus 99%. No, de asta am zis. Acel 1% este acel deci copil. Deci vă doriți foarte mult să aveți da, un copil. Da, ne dorim să avem și un copil. Să avem un moștenitor ca să lăsăm urme în această lume. Pentru că știi, sădești un pom, faci o casă, și crește un pui de ou.
Așa este. Și niciodată nu e prea târziu, iar eu sunt convinsă că Dumnezeu va Dumnezeu este bun cu mine. Dumnezeu este bun cu mine și te rog să mă informezi și pe mine de veste, să-mi dai de veste. Vreau să ne mai spui și am aflat din surse sigure că ai fost proprietarul unei căsuțe la țară, o dorință de-a ta pe care ai îndeplinit-o, a devenit realitate și sau da, a fost dragă, o urmare foarte ciudată. Da, dragă, să știi că de când m-am căsătorit, eu am avut nunta în 2018 și am făcut o nuntă regală. N-am făcut nunta pentru noi, am făcut nunta pentru invitații. Și cea mai mare mulțumire a mea a fost când au plecat invitații de la nuntă și pentru cei care au plecat, pentru unii din ei, că să iei buchetul de flori, ornamentul, am luat ornamentul de pe masă și l-am dat unei familii, să zicem, invitată la nuntă. Adică n-am făcut nunta pentru noi, am făcut-o pentru oameni și le mulțumim pentru tuturor celor care au fost alături de noi. Ce frumos! Și ulterior, după căsătoria voastră, a rezultat achiziționarea acestui imobil despre nu, care ai spus nu, la țară? Nu, ăsta l-aveam înainte de a mă căsători. Înainte. Pentru că eu înainte de a mă căsători aveam și niște proprietăți. Că ce făcea Doboș cu banii? Investea. În ce? Investea în casă, investea în pământ, investea în mașină. Da, adică n-ai fost genul de om cheltuitor fără imobiliare. Nu știu. Vezi? Am trăit lucrurile, cum să spun, o copilărie frumoasă, dar nu a fost o copilărie grea, dar mama ne-a învățat să chipzuim, adică pe mine cel puțin m-a învățat să prețuiesc și banul care îl fac să treacă prin palmă și dacă trece banul prin palmă, adică și este cinstită. Muncit și este cinstit, îl prețuiești. Dacă vine banul așa, hai că a venit, tot așa se cheltuiește. Așa se duce. Și eu am crezut că părinții vor trăi veșnic. Și ne-am luat un loc de casă la țară, de la tata. Așa, avea sora mea o casă bătrânească făcută de ea. Și după ce a murit mama, îmi spune, eu am mutat-o pe ea cu niște bani. Și acum ce îți spun este foarte adevărat. Am purtat-o cu niște bani și după ce a murit mama îmi spune mie, eu nu-ți mai dau bani, dacă vrei, iei casa cu locul de casă. Și am spus, cât vrei pe locul de casă? Și ea mi-a spus că vrea vreo 15.000 de euro și i-am spus, bun, am 5.000 de euro, să mai dau 10.000 de euro. Și asta am și făcut. I-am dat 10.000 de euro și m-am pricopsit cu acel loc de casă de la tata și cu casa aceea făcută pe locul de casă. Dar era o casă în 4 camere din chirpici, după care am luat-o eu și am renovat-o de la zero, am mai băgat în ea până la vreo 50 ceva de mii de euro și după ce m-am căsătorit, am zis s-o dau. Și să vezi ironia sorții, am vândut casa acum 4 săptămâni în urmă și persoana care a luat casa ne-am înțeles cu 2 ani în urmă. Și acum 4 săptămâni am vândut-o și vreau să spun că îmi pare rău, pare rău pentru Elena, a plecat la ceruri, era bolnavă și a stat în casa ei atât cât a venit din Italia și până a înmormântat-o. Încă o lovitură pentru o altă familie. Asta e viața. Este greu. Este foarte greu și îmi pare rău pentru că vroia să facă acea căsuță, să o facă, spunea că e căsuța ei și știi ce mi-a spus? Mi-a spus, vreau să fac casa asta și când vii în sat să te invit să servim o cafea pe balcon. De multe ori iată că nu trebuie să te opui a ceea ce ți-e scris sau destinului. Destinului. Poate și-a dorit cu ardoare casa, poate și-a dorit să-și împlinească. Și-a dorit foarte mult. Și apoi iată că a părăsit această lume și nu s-a putut bucura de ea. Nu știu ce să spun. Eu sunt fără cuvinte. Dar ai o legătură aparte cu divinitatea, Dan? Draga mea, nu sunt, să spun că sunt credincios de ăsta înrăit. Nu. Eu vorbesc cu Dumnezeu când cred eu de cuviință. Eu sincer să spun, când mă duc la drum îmi pun radio pe Trinitas
dacă câteodată mă plictisesc ascultând muzică, încep să cânt cântece religioase sau chiar și în mașină, mergând la drum, încep cu rugăciunile începătoare cu Tatăl nostru și termin cu crezul. Da, asta înseamnă că tu crezi în Dumnezeu și da, fiecare vede diferit credința sau o trăiește. Lavinia, fără Dumnezeu, nici firul de iarbă nu crește. Deci absolut nimic nu se întâmplă fără Dumnezeu. Ce avem de câștigat? Nu, ce avem de pierdut? Că de câștigat avem. Dacă nu credem, zicem că nu credem, așa. Dar dacă credem, câte și când trecem partea cealaltă, îl vedem pe cel ce credem în el. Nu-i mai bine să credem decât să nu credem? E foarte adevărat și exact cum ai spus până la urmă, ce ai de pierdut. Nu avem de pierdut absolut nimic. Ce facem? Îl iubim pe Dumnezeu. Nu facem nimic altceva. Dar în momentele de cumpănă ai simțit că ți este aproape și se... Da. Să știi, uite, săptămâna trecută am avut aniversarea Orchestrei Rapsozii Botoșanilor, 50 de ani de activitate artistică. Și am pus eu spectacolul pe 6-7 octombrie. Am invitat din țară pe Ionuț Dolănescu, din Ian Sălăjanu, Sofia Vicoveanca, Daniela Condurache, Gheorghița Nicolae, au fost invitații special acestor două spectacole, alături de Rapsozii Botoșanilor. Cu o săptămână înainte, mă uitam pe vreme și îmi dădea marți și miercuri ploaie. Și tot mă uit, vineri, sâmbătă, duminică, soare. De luni a început să strice vremea. Și mă uit pe meteo și îmi dădea ploaie. M-am rugat la Dumnezeu. Vreau să spun la vine. Marți dimineață m-am trezit, luni seară n-am dormit. Marți dimineață m-am trezit, nu ploua, era cerul întunecat. Așa spun, Doamne, Doamne, dacă mă iubești, dă, Doamne, în această zi să pot să duc astea două spectacole la bun sfârșit. Ei, vreau să spun, de la ora 11 a început să plouă, au făcut băieții de la scenă, au montat scena pe ploaie, așa, până la ora 3 jumătate. La ora 3 turna cu găleata în Botoșani, s-a rupt cerul. De la 3 jumătate, 4 fără 20, a ieșit soarele. Și la ce oră a început spectacolul? La 5. La 5 a venit lumea la spectacol, la 5.30, televiziunea era pregătită și am dat drumul la spectacol. Și a ținut vremea până miercuri seară după al doilea spectacol. Miercuri seară a plouat de la Dumbrăveni până lângă Cornișa, la Vlădeni, și a plouat pe Botoșani. N-a plouat acolo unde se ținea evenimentul. Aici nu este mâna lui Dumnezeu? Cum să nu, când chiar tu ai dat răspunsul singur, Doamne, dacă mă iubești, să nu plouă, să duc spectacolul la eu cred la că muzică. Sunt iubit de Dumnezeu și eu cred că Dumnezeu a iubit în acele două zile, nu m-a iubit pe mine. A și iubit, oamenii care trebuie să fie oamenii, iubit artiștii. Da? Am făcut umbrele, am făcut umbrele ca să... Și îți mulțumesc dacă, și eu pentru ce dacă, a dăruit. Dacă ploua, dădeam, și așa am dat umbrele la spectatori, dar m-am pregătit să nu stea spectatorul în ploaie, să stea cu umbrela deasupra capului și să privească spectacolul. Și pentru că nu mai avem foarte mult timp din emisiune, eu sunt convinsă că nici tu n-ai simțit tocmai despre asta, e vorba că mai sunt multe poate de povestit, dar de ce nu într-o altă ediție viitoare? Aș vrea să mai dezvăluim misterul sau să le spunem celor de acasă despre faptul că împreună cu artistul și doamna Daniela Condurache, da, aveți o colaborare profesională frumoasă, dar în același vreau timp, spun la că... fel cum presa a scris foarte des, pentru că ești în rândul celor care prezintă interes pentru public, au fost speculații vis-a-vis de faptul că relația profesională cu doamna Daniela Condurache s-ar fi întrerupt, că s-i a avut niște certuri și totodată vreau să ne explici tu despre acest nu, lucru. Nu, dragă. Relația profesională cu doamna Condurache nu s-a întrerupt. Doamna Daniela Condurache este angajată Orchestrei Rapsozii Botoșanilor, ca și doamna Sofia Vicoveanca. Deci am două capete de afiș foarte, foarte bune la Rapsozii Botoșanilor. Și eu nu pot să uit oamenii care m-au ajutat în viață până în acest punct. Mărioara Murărescu, Florentina Satmari, maestru Ioan Cobâlă, doamna Mariana Honceru, doamna Daniela Condurache. Daniela Condurache a fost prima artistă care a venit la maestru Cobâlă și a spus: maestri Cobâlă, vreau să-l iau pe băiatul ăsta, vreau să-l iau la televiziune. Unde? La Vărul Săndel, acasă la români. Pentru prima dată
m-a luat de mână și m-a dus acasă la români. Și cât de și frumos amintești și spui lucrurile astea. Și asta eu nu uit. Am făcut un CD frumos împreună, intitulat Lumea toată ne-a îndrăgie. Și a fost un CD care... un disc s-a bucurat de care succes. S-a bucurat de foarte mare succes. Și chiar la aniversarea asta am vrut să cântăm Soarelui intrat în nor, of, 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 și iar dor. Și n-aș vrea, Doamne, să mor, of, 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 și iar dor. Ținima, Doamne, așa, și nu ni te hui mintea, așa aș vrea să rămân, la tăt lumea să spun. Dar nu a fost timp pentru că pandemia există și am făcut spectacolul așa fel să fie maxim 3 ore de spectacol. Dan, ești o poveste de om. Vreau să-ți mulțumesc pentru participarea în ediția de astăzi. Niciodată nu obișnuiesc să mă laud în fața telespectatorilor și în fața celor care mă iubesc și iubesc emisiunea și postul de televiziune Erno TV, dar fără modestie acum, ci cu sinceritate aș vrea să spun că eu trăiesc împreună cu artistul, râd sau plâng odată cu el și trebuie să spun că în acest timp petrecut în cadrul emisiunii fac un schimb de energie extraordinar, dragă, de mare, mea. Și mi se par lecții de viață. Am și trecut astea. Prin multe, să știi, uite, la un eveniment, ce am pățit eu. Cântam la mireasă și vine o doamnă de vreo 60 ceva de ani, se uită la mine: măi, ce ochi albaștri ai! Dar eu mă uit și eu la ea, așa, și cu făcut, dar și matale ochi albaștri. Dar bărbatul de lângă dânsa: ai luat vreodată botos? Aolea, deci ai avut și glume, ne-ai și încântat, da. Ne-ai dăruit lacrimi de fericire, multe dar și de tristețe, asta. Da. Pentru că omul prin natura lui și prin existența lui este o poveste, dar aș vrea acum în încheierea emisiunii să le transmiți un mesaj celor de acasă și încă o dată cu mulțumiri pentru prezența ta distinsă. Dragi telespectatori, să aveți sănătate și să scăpăm foarte repede de COVID-ul ăsta care ne mănâncă viața. Ei, dragii mei, concluzia de astăzi a ediției despre care am vorbit puțin mai devreme împreună cu artistul Dan Doboș este că ce nu te doboară te întărește întotdeauna. A dovedit că poate, a trecut mai departe și iată că nu de tânăr s-a însurat, dar a găsit omul potrivit la locul potrivit. Viața nu i-a surâs, a trecut prin încercări, dar a știut să le depășească cu zâmbet, cu blândețe și, așa cum a spus, cu cei 7 ani de acasă. Să reprezinte și pentru noi același lucru viața: bun simț, împlinire și bucurie. Mulțumirea să nu o uităm atunci când avem o greutate sau o reușită. Pe curând, într-o ediție frumoasă și data viitoare!